Cel puțin 13 oameni au murit de holeră în Haiti după trecerea uraganului Matthew. Alte 62 de îmbolnăviri au fost raportate de autorități, care se arată îngrijorate de posibilitatea ca o epidemie să izbucnească în orice moment. Zecile de cadavre lăsate în urmă de uraganul Matthew, dar și condițiile precare de igienă, sunt factori esențiali care favorizează îmbolnăvirile în masă. În timp ce în Haiti oamenii își îngroapă morții și luptă cu bolile, furtuna a fost retrogradată la categoria 1 și în aceste momente se îndepărtează de teritoriile americane. Pagubele lăsate în urmă sunt de ordinul miliardelor, iar peste 900 de oameni au murit, ultimii 13 doar pe teritoriul Statelor Unite ale Americii.